Sâmbătă, medicii de la Spitalul Municipal Râmnicu-Sărat au anunțat Direcția de Sănătate Publică despre decesul unui pacient vârstnic diagnosticat cu COVID-19, suferind de mai multe afecțiuni grave. La nivelul unității a fost înregistrat primul deces al unei persoane confirmate COVID-19 din județul nostru. Vorba despre o persoană de sex masculin, pacientul fusese diagnosticat cu cancer de colon cu metastaze multiple. Conform procedurilor, decesul a fost confirmat oficial și prin informarea de presa grupului de comunicare strategică. Bărbatul era internat pe secția ATI a Spitalului Municipal Râmnicu-Sărat. Era intubat, ventilat, în stare gravă. La momentul internării, medicul curant a încercat transferul pacientului la Spitalul Victor Babeș. Transferul nu a fost aprobat. Unitatea medicală din capitală având capacitatea de internare depășită. Între timp, numărul cazurilor de coronavirus de la nivelul județului Buzău a ajuns la 198. În ultimele 24 de ore însă nu a mai fost confirmat niciun test pozitiv. Pe de altă parte, autoritățile anunță că peste 100 de persoane au fost declarate vindecate și externate. Astăzi, 2 iunie, situația epidemiologică la nivelul județului Buzău se prezintă astfel. 26 de persoane se află în carantină instituționalizată, 1762 de persoane sunt izolate la domiciliu. În județul Buzău au fost confirmate 198 de cazuri de infectare cu coronavirus, 104 persoane fiind declarate vindecate și externate. În momentul de față, la Spitalul Municipal din Râmnicu-Sărat, unitate în care sunt internate doar cazurile COVID-19, sunt aproape 50 de pacienți.